Un hoț a făcut prăpăd într-un magazin arădean, a fost surprins de camerele de supraveghere, iar când agenții firmei de pază l-au luat la rost, a început să vandalizeze magazinul. Imaginile îl arată pe tânărul în vârstă de 24 de ani, în timp ce fură mai multe bucăți de cașcaval, dar și câteva conserve din pește. Apoi devine violent, distruge mai multe produse și aruncă pe jos sticlele găsite pe rafturi. Din imagini se pare că tânărul hoț era băut sau drogat. E ușor să fur. Ușor? Ce-ai furat? Proprietarul magazinului a făcut publică filmarea cu momentele de nebunie din incinta prăvăliei, nemulțumit de reacția întârziată a poliției. Acesta spune că tânărul a fost prins furând de mai multe ori din diferite magazine din zonă. Nu îl interesează că este prins, pentru că nu îi se întâmplă nimic. În plus, este și foarte violent. A încercat să lovească cu o bară metalică patronul unui magazin, a lovit paznicii cu sticle, a spart tot ce a prins într-o altă alimentară și este tot printre voi, pe stradă. De ce? Pentru că legile sunt făcute de hoți. A fost reacția lui Cristi Cotuna. Hoțul a fost luat și dus la poliție, unde i s-a deschis un dosar penal pentru furt calificat. Paguba pricinuită se ridică la aproximativ 400 de lei.